La ordinea de zi, așa cum ați fost invitat, avem două proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de finanțare aferent proiectului modernizare drum de interes local zona CFR Sat Căit, Comuna Căit. Și la punctul 2, proiect de hotărâre privind preluarea sistemului de luna public la 10 Ion Distribuției SAM, proprietatea și administrarea Comunei Căit. Cine este pentru proiectul ordine de zi? În unanimitate. V-am întrebat și mai înainte de conținutul procesului verbal de la ședința anterioară. Aveți observații? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mă țineți să zic. 12 pentru. Domnul președinte Drida, vă rog. Da. Intrăm direct în subiectul, mai ales în ce facem introducere. Văd aici, în fața mea, mi-a dus doamna secretară avizurile dumneavoastră de la Comisie de Specialitate. Ați avizat favorabil. Așa că cele două proiecte îi punem la aprobare. Dar cu condiții, dacă dumneavoastră mai aveți ceva de completat, nu vă oprește nimic. V-aș ruga la primul punct. Domnul primar a expus. Să vă spuneți. La primul punct, așa cum de, este prelungirea perioadei de execuție la drumul CFR până pe 18 martie, când este termenul limit de terminare a lucrărilor. Deci avem actul adițional. De-aia când v-am spus la buget că avem 3 miliarde jumate prins ca să putem face plata până să reîncepăm să devenim bursați să-i primim. Cum le lucrările de acolo? Poftim? Cum le lucrările? Acolo s-au lucrat. Am amenințat constructor de termen, trebuie să apuci. Dacă timpul permite, ele, în mare măsură, sunt făcute. Trebuie să dea cu soluția aia și cu piatra aia în mărânt, ultimul strat. Dumneavoastră, dacă aveți discuții pe bază... Eu ce vreau să mai, dacă mă acceptați, ce vreau să vă mai completez ceva. Chiar dacă avem numai două puncte pe ordine de cele două proiecte, eu m-aș gândi ca dumneavoastră, dacă mai avem niște probleme speciale, le acceptăm să mergem după ceea ce spun în proiectele și aprobarea lor. Da? Sunteți de acord? Da, separat. Vă mulțumesc. Separat. După ce termin. Da, haideți să discutăm restul. Da, ele nu este vorba decât de prelungirea perioadei, da. Care vrem, nu vrem... Vă rog, care vrem să luat, poți domnul. Nu, nu, am spus la aprobare. Da? Nu știu să da. Da. Da, așa. Da, da, da. Da, da. Da, da. Mulțumim foarte mult. La punctul 2 avem... Să abține domnul Lungu cu abținere. Da. Ați pierdut voturile peste linie, domnul Lungu. Gata. Nicio problemă. Eu nu fac campanie electorală. Da. Și nu votez lucrări pentru campanie electorală. Da. La punctul 2 e vorba de... Lucrările pentru cetățeni, pentru campanie, domnul Lungu. Pentru campanie electorală. Așa este. Tot e pentru campanie. Altfel, dacă n-ar fi campanie, n-am mai găsit. Asta e părerea mea, vă deranjează? Da, mă deranjează. Niciodată părerea noastră contra, în ultimii 4 ani, nu mă deranjează. Eu zic așa. Pentru că a fost nesemnificativ. Pentru că totuși mai sunt înțepături. Eu zic așa. Haideți înțepăturile să le facem după ce terminăm proiectul de hotărâre. Afară. Da. Bun. Foarte la bine. Punctul 2, cum v-am spus, este preluarea sistemului de iluminat public de la E.ON în administrarea Comunei Căiuț. Practic, în administrare luăm lămpile noastre care sunt pe stâlpul lor și firul. Că nu ne dă stâlp sau ăsta, că proprietatea lor. Dar, practic, ideea ca sistem de iluminat să vină în întreținere rasă, să nu mai avem noi probleme, vociferări cu ei. De panări și probleme. Dar avem echipa care deci întreține. Deci nu, intrate puțin de om. Deci nu e... Asta e băgatea de la Toni. Proiectul ăsta de hotărâre? Domnul Ioan. Să întreb, cum am întreținut până acum iluminat puțin, dacă n-a fost alunos? Cum? Cu contract. Contractul de cei care, cum se spune, o, cei care fac și prestă servicii, dar nu când a fost anul nostru, era anul nostru, dar era o formă că e unul. Dar lămpile s-a noastră, firul e nostru, dar nu au pus de la ei. E pus cu banii primării. Ca și cum punem un transformator, după ce îl punem, trecem proprietatea lor. Dar nu mai vrei lor înapoi. Dar nu, transformatoare nu. Nu?
Nu, nu, vorbesc de firii. Deci noi dacă punem un transformator, atenție, un exemplu, spunem pentru un interes, sau chiar unul privat, își pune transformator, lui trebuie 25 de kilowatts, LKW-ul. Dacă el are 50 și e unul lângă care îi trebuie 5, îți branșează 5 pe investiția ta. Din momentul în care ai terminat investiția cu transformatorul, transformatorul și toți banii trece în proprietatea EON. Așa este legea. Cu toate că suntem aici, obligația directă, acolo unde se face o investiție a EON-ului, este să tragă curent. Deci ei trebuie să vină, domnule, aici mi-am făcut ceva, atâta timp cât am avut toate avizele, trebuie să vină cu sursa de curent 2.20, să plece, sau 3.80. Nu trebuie să vină cineva să facă o investiție. Cu atât mai puțin la transformatoare care sunt în, în interiorul satelor, da? Asta este, deocamdată. Problema, eu n-am să fiu de acord în sensul de la EON, dar îmi place să fiu foarte sincer din cauza că când ajungem la noi la Comuna Căriți, rămânem prin casă cu lumânarea. Când la un perete ne dăm cu capul, când de altul. Și n-ai cui spune nimic. Eu vă mulțumesc că atât. Aș prelungi mai mult, dar nu-i vorbesc. Deci ceva... Da. Ce vă de acord? Nu s-a înțeles. Nu s-a înțeles? Nu s-a înțeles. Deci sunt drumul clar, da. Preluăm servicii din Consiliul Local, primăria. Nu sunt de acord. V-am spus să rămână la dânsii, având specialiști. Ai unii suna. La noi, dacă vine, am încheiat citatul. Umbli cu lumânarea și-l cauți cine știe unde dai. Este vorba de serviciul de iluminat public. Becurile care sunt pe stâng, nu-i ci la om în curte și în casă. Înțelegeți? Faceți o diferență. Nu cazul. La iluminatul public vă referiți. Da, păi de 20 de ani sunt oameni care n-au iluminat public, domnule, și plătește la primărie. Domnule, și n-ați luat, nu se ia nicio măsură, nici de Consiliu, nici de dumneavoastră. De 20 de ani! Eu în 12 ani când sunt primar. Și care a fost înainte? De la 84 de lămpi, cred că dacă nu mă înșel în calculator la domnul vice, am o situație, este când de când eram viceprimar, cred că se menține și acum. Schimba calculatorul, nu mai zice. Da, bă, dacă s-a schimbat calculatorul, poți să-ți rămas în stof. L-am mai găsit undeva, nu știu unde l-am văzut. Astăzi pot să spun că avem un jur de 1200 de lămpi. Aveți dumneavoastră, dar în sate, de exemplu, știi cum era la Brânceni, la Domnul, nu era lumină, era lumea în stare să ne bată. Te duci în sat, deci, sunt oamenii care vor fi... Deci, haideți să vă spun lucru. Ne chinuim cu punctele de iluminat care nu mergeau, să le dăm drumul de nu știu cât, că sunt tot felul de, nu știu, interese sau nu știu. Să lucra duminica acolo. La Ion, poftim? Să lucra duminica acolo. Au venit duminică, le-au legat, nu ni le-au legat la curent, ca putem să venim să dăm drumul. Așteaptă să iei o altă firmă de-a lor, să le plătești, să-i gândi, să le faci. Asta e sistemul. Dacă l-am luat noi, firul și ce avem noi, poți interveni direct. Noi am fost cu gunoiul că l-am luat noi și ne conduce aia de la Bacov cum vrei el. Lăsați gunoiul. Și oamenii rămâne cu gunoi. Păi, o luat spate. Nu sunt rezultate nici acolo, nu va fi nici aici. Domnul, bă, tămam, dar nu mai vine să nu luăm cu mine, nu mă deranjează. Mâine eu nu spune, da, da, am tras libru, am tras libru, nu mai luăm bani, la oameni nu mai dăm curent. Da, băi, nu e așa, nu are mai ușor așa. Da, da. Altcineva? Domnul Oanea. Cu explicația aia vreau și eu. Deci, dacă preia un local iluminatul public, dați voi să întreb un pic, trebuie să mă duc până afară, avem un centru la Hârtiu. La ce incendiu? La un centru la Hârtiu, la Burlenghia, Burgherea, dar cred că nu avem Burlenghia. Burlenghia, Burgherea, ce se va ocupa? Cu întreținerea rețelei de iluminat, schimbări de becuri, lămpi. Schimbări de becuri, extinderi și tot. Deci totul va mai exista ca acea firmă de... Da, extinderi, că nu putem, deci... Cu lămpi, cu chestii, cu schimbări de becuri și... Aia o avem. Da. Am vrea să-mi dai cu vot tot două ore. Poftit. Mai vorbesc cineva, mă. Domnul primar, spuneți dumneavoastră că preluăm noi de la EON că stâlpii sunt al lor. Da, eu înțeleg. Stâlpii au fost ale statului. Domnul primar, când a luat EON, statul le-a dat. Vorbesc eu? Da. Atât. Stația asta de telefonie de aici, amplasată, plătește o taxă la primărie pentru terenul ăsta? Da. Reliile de televiziune, de televiziune de telefonie, plătesc o taxă? De ce e unul stat în stat să-mi spune mie că e interes public?
interes public, eu am patru stâlpi în patru proprietăți și nu-mi dă niciun leu. Pentru ce? Sunt protejați prin lege. Ce este legea? Protejați prin lege? Păi cine-i legea? Noi suntem legea. Păi noi, da, noi nu. Am fost proști. Păi da. Am dat o aiură. Dar vorbim de niște legi care nu putem umbla la el. Cum e clorul, cu cărbunele, cu curentul, legea gunoiului, legea apei, ce vreți? Dar voi, omule, lasă-mă să voi vorbim. Dar ți-am zis, te-am învățat puțin și bun, decât mult și prost. Păi nu, că vorbesc o dată. Dar unii au dat de 2010 legea gunoiului. Că e mai față, tipa. Problema se pune așa. Noi ce preluăm de la ei? Sârma? Da, și practic serviciu care e. Poți interveni. Noi să facem experiență. Preluăm și contoarele? Și contoarul de ei. Bun. Și ei vin și ne taxează, nu? Da. Și noi ce facem? Ca acasă. Mai plătim. Nu mai fac pe serviciu și mai plătim. Până nu vom avea variante. Exact ca eu zic să stabilim, să aducem în străinătate contoare cu carduri și băgăm cardul frumos, nu mai avem nevoie de smecherile lor. Când s-a terminat gologanele după card, s-a terminat să se înviecule. Păi așa aș vedea. Dacă ăștia dau idei să plătești familie cu cardul, dacă așa să vede că a fost în străinătate. Așa aș vedea eu. Vine și citește puni cât vrea el. Dar nu-i vedea. Nu, dar citește contul. Da, atâta, domnul președinte. Acum le-au pus autocitirea aia, nu se mai depășează. Cere noi că duci liberi. Nu mai vin. Avem o specialitate pentru așa ceva? Avem, nivel local? Avem. Foarte bine, domnule. Dacă avem, înseamnă că mergem pe sistemul local să avem noi grijă de noi. Foarte bine. E să ne verifice. Numai că acum au dat-o, au pus-o într-o cât de cât legalitate. Dacă din dumneavoastră nu mai aveți ce probleme, să punem la vot. Care e pentru? Abținem contra. Vă mulțumim. Acum, nu avem diverse la ordinea de zi, dar ați contra. Contra, da? Da. Așa am mai fost contra și m-am găsit abținut. Domnul Bătaman, motivații pentru contra. Adio. Motivații? Da, dacă aveți o motivare. Păi dar am spus mai înainte. Adio și nu spuneți-o acum. Dar eu când vă rog să luați cuvântul, nu vreți. De ce vrei să mai trebuie bun? Te rog cuvântul. Nu, nu. Când e cazul, pui pumnul în gură și când îți convine, ia vorba. Lasă-ne, Nicolae, mai trei contra să-i scăpa. Ce? Lasă-ne, ideea să suntem aici să vorbim. Problema, nu sunt de acord, plătești în lumea, domnule președinte, becuri care nu ar. Și vine și plătește lumea la primărie, domnule președinte, ați o spun așa. M-am ferit să nu vorbesc tare. Dacă să înțelegi pentru totdeauna. Îți convine să plătești bec care nu ți-ar de la triște un bec? Și-n blidar, și-n căiuț, și-n unde vrei? Și-n păpet. Dacă... Uite, stă-n sărăzărgele pe rate și acolo cea. Sunt locuri, nu sunt becuri. Ca să nu mai dau numai de oameni, ca să nu încertăm. Domnul primar, eu vă mulțumesc. Da. Domnul Bătamanu spune că plătește becul care nu arde. Cum vă imaginați dumneavoastră că un bec care nu arde trece prin contoarul curent? Adică consum. Păi, domnule, iar mă turbur chiar dacă indiferent ce faci, mă pedepsești cu moartea, președinte. Îmi dai voie, stai liniștit pe bancă, așa cum spun eu, și nu mai vorbi degeaba. E? Nu a ars niciodată la mine la casă de vale, stimate domn. Și eu plătesc. Nu plătesc. Hai, nu plătesc. Nu mă face că stai de aici, Cristi Bărgineca. Primăria, nu plătesc. Hai, nu se fac. Un bec card nu plătesc. Da, vă mulțumesc. Mă scuza. Și da. Și oare că le intrați în timp. Băi, ăsta e. Băi, el ce e? Da, da, s-a înțeles treaba. Vă mulțumesc. Mă scuza. În oare că ne-ați zis s-a epuizat. Noi nu închidem cerința. Dumneavoastră să vă mai spuneți alte probleme care le aveți. Nu sunt la diverse, nu poate că nu sunt diverse, dar mai aveți probleme. Da. Păi uitați, dacă tot veni vorba de iluminatul ăsta, eu v-am zis-o și-o mai repet. Haideți să facem un efort și-l facem. Găsesc o sursă de finanțare. Spune unde trebuie să completăm, să nu mai fie niciodată discuții lămpi. 500, 1000 de lămpi, nu, eu nu sunt împotrivă. Cât avem? 2200. Vedem cât este iluminat. Deci anul trecut s-a dus 280.000.
de lei, asta cu tot cu întreținerii, dintre care vreo 210.000 lei a fost consum. Eu sunt de altă părere. Mai punem 500 de lei și nu se mai ceartă nimeni acolo unde spuneți dumneavoastră tot. O să facem 350.000 de lei consumul. Împărțim frumos la 1.800 de locuinții și haideți să dăm 200 de lei iluminat taxă pe an și toată lumea are lumină toată noaptea, zi și noapte. Fără zi și noapte, toată noaptea. Așa e cel mai bun subiect, domnule. Păi, comunistul, poate de... Punem live de visitor, dar dăm, nu 20 de lei, 200 de lei, 2 milioane. Cam acolo se duce iluminatul pe an. Nu-i bine, nu-i bine. Eu am doi stâlpi la mine în zonă, mă rep frumos, îi trec prin contoarul meu și poate nu plătesc 200 de lei. Ai, Doamne ferește! Păi da! Am întrebat! Ce să plătești 400 de lei? Hai să plătești 200 pe lună! Doar vreau să revin și eu. S-ar putea face ceva economie, începând cu martie, 15 martie, până la sfârșitul octombrie, să le... reglat de RN-ul. 9-5 dimineața. După ziua. Dar acum da el e doar pe mâna când se punează să stingi cu cealaltă. Erau perioade când la ora 7 seara, încă soarele nu era stingi. Erau, erau. Dacă ne era pe autobus... Dimineața la 7, când la fel soarele erau răsărit, pe curea ziua pe deseară. Deci trebuie să gândim că viitor și pe situația astea așa serviciile se plătesc. Vrei iluminat, plătești consumul real. Vrei... telefonii, plătești cât consumi. Vrei televiziuni, plătești cât îți dă. Vrei gunoi, plătești cât da, dai. Da, domnul primar, da, aici eu... Deci toate, dați-mi voi da, un pic. Da, uitați că o să ne lovim pe situația în care practic noi... Cât este taxa acolo la iluminat? 25? Da. 25 lei sau câte stai? 25, 25 lei. Un calcul simplu. 25 de lei. Mulțiți cu 1800 de roluri. Deci se duce undeva 250, 45.000 de lei. În condițiile în care plătim 21.000, vorbim anul trecut. Dar acum 25, că anul trecut au fost 15 lei. Deci la 45, noi să spunem că se duce consumul mărindu-se 25.000. Deci Consiliul Local trebuie să facă rost pe an de 2 miliarde să subvenționeze consumul de curent stradal. 2 miliarde Consiliul Local trebuie să subvenționeze. Va veni vremea că nu mai primim bani din altă parte. De unde plătim? Eu am spus să nu se plătească, nu este bec. Atât. Am încheiat și păi asta vreau să spun, domn primar, ce se întâmplă? E adevărat că oamenii au dreptate. De bună... au perfectă dreptate o parte din ei, care n-au lumină, sunt bine de lumină, dar plătesc. Spune, dar eu cum trile am bec în față? Și ăla vecinul, la doilea sau la treia, constă, pui doi, nu am lumină și plătesc. Au foarte tare. Mâine facem un proiect. N-am dreptate. Becul iluminatul public nu-i să fie în față la mine. Pentru a merge eu pe stradă. Așa ala este, iluminat. Da. Deci, ala iluminatul. Deci, iluminatul, dacă trece la vece, prin ce are iluminatul. Dar ca să nu mai fie niciodată problema asta cu discuțiile, haideți să facem ședințe pe sate. Le explicăm la oameni, nene, din mâine pun din stâlp în stâlp pun becul. Și așa punem. Mai vin 600 de lămpi. Asta e viața. La mine să nu treceți. Eu zic altceva. Dar... să punem și pe stâlpi, deci, prin alternanță, să mutăm lămpile la o perioadă de timp pe ceilalți stâlpi, să beneficieze ceilalți. Și dăm 20-30 de lei, cum mutăm la manopel. Păi, dar nu atunci, dacă vrem pe fiecare stâlp, să se poate. Sunt o problemă care le-a orientat. Mai bine deci, luați-o invers. Să se ajunge în curse, să nu credeți că vorbesc prostii. Subvenționăm iluminat. O să subvenționăm gunoi. Gunoi. O să trebuiască să menținem anumite cheltuieli din treținerii a trotuarilor, a străzilor, care le subvenționăm noi. Îi folosesc cetățenii. De unde credeți că o putem subvenționa la nesfârșit? Când o să dea, o să vină autonomia locală mie micoasă. Că autonomie locală înseamnă clar. Și încasez, atâta cheltui. Când vine autonomia locală, mai departe. Au pensia care este de 600-700 de euro. A fost respinsă. Au salarii de 20 de euro. Apropo de autonomia, a fost respinsă. Au salarii de 2000 de euro. Nu se poate. Da, dar ea plătesc.
taxe locale în jur de 200 de euro de familie lunar. Da, și bani. Au de unde? Au de unde? Au de unde? Nu-i de 100 de euro. Nu luăm salariu. Faci un bun comparativ așa, nu ești... Da, dar nu vorbim de 200, dar dacă faceți o medie una cu alta la noi, la gospodăriile mai mari, se duce în jur de 20 de euro, una cu alta, media lunară, la alte 5. Poate putem inexa un proiect cu... De-astea eoliene. Da, am primit cineva, este controlat. Da, nu e nicio problemă, nu e nicio mașină. Domnul primar, fiind așa de nu vorbești cu președinte, nu primar. Am vă patru becuri care s-a sumidat. Și pentru care unul exact la puntea aia, la Marinești, nu se poate circula noaptea. Al doilea cu gunoi. Să spui șoferii de la, după mașinile de gunoi, că nu poate să treacă pe râu, că o spart bara. Dacă merge mașinile străini, trece pe râu dincolo la Ghimicești, nu cred că o mașină de gunoi strică bara în apă. Că e grea. E grea. Udă cauciucurile, spală cauciucurile, cred că. Dincolo cătunul ăla la Marinești, nu s-au pus pobele de astea mari, mici, oamenii, dar cere bani, fără ca să, exact cum a zis neavătămanul cu lumina. Le luăm bani, nu ajunge mașina să le ia gunoi. Și mai sunt, mai e o reclamație, dacă se poate, când aveți zilele de audienții, faceți în așa fel că oamenii stau la ușa la dumneavoastră și nu poate să intre din cauza lui domnul Vrânceanu. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Așa au zis? Păi dar eu ce n-au audienții pe la un loc primar, dar păi da, degeaba e capoală. Degeaba e capoală. Hai să nu luăm în derâdere, că e aproape adevăr și-o zis. Okay. Îi facem campanie, domnule. Îi facem campanie. Asta nu știu dacă face sau nu. Și trebuie să dau raport și dacă vrea să dați răspunsul, dar dacă nu... Domnul primar, dar nu e așa, eu în birou la primar nu mai intru niciodată. Da, foarte bine. El după ședință nu intru în birou și poate mi-a ședit după el. Neapă, Nică, dar nu e. Nu spun ce-o spus oamenii de asta. Exact, dar sunt trei, bă, și să mai discutăm. Nu e. Dar de ce ea prin față, dar... Da, vă răspund eu de ce vă iritați, domnul. Știam și eu de treaba asta, că mi-au zis oamenii și mie, dar nu-i problemă. Da. Una, în ziua când au fost cetățenii respectivi, n-aveam zile de audiență. Asta nu mai știu. A doua, eu dau audiență permanent. Cel puțin am câțiva ani, nu știu dacă lipsesc o oră, două de la primărie, sau dacă sunt plecat pe interesul primăriei. A doua, la mine în birou orice consilier are ușa deschisă, poate vină să stea cu mine în spate și la audiență cât vrea. Și noi azi chiar vă invit. Chiar vă rog să veniți. Că sunt probleme care îmi pun oamenii și că vă interesează. Știu, mi-au zis și mie nu știu dacă e el. Oamenii. Nu știu dacă e el, nene. Nu știu dacă e el. Acum știi cum e, cum ai zis-o mai înainte, știi? Vrânceanu, cum ai, stă la mine în birou, că stă mașina poliției la tine la poartă. Ți-am zis, dar stai fără mașină. Nu mașina stă afară. Da, nu mai are ceva. Dacă se poate să iau domnul care vine să ne dați să răspunem mie acolo. Vă rog, domnul primar, să-mi dați și mie un răspuns la scrisoare, care a făcut, la adresa care a făcut-o pe ați văzut că sunt un primar disciplinat și celălalt m-a trimis răspuns. Nu înțeleg, totuși, un pic de... Adică ați văzut că sunt un primar disciplinat și la celălalt m-a dat răspuns. Eu vă mulțumesc, dar aici l-am primit. Îl primit. M-am într-un loc scriu că aici ai, dar scriu degeaba. Termenul este din 30 zile. E voie să ajungem poate mai departe pentru aia, dar nu înțeleg. Nu, dar nu. Dar nu mai sunt probleme. Nu mai sunt probleme și ședința e închisă, vă mulțumesc din partea. Domnul primar, am vrut să fac o chestie.